Între plus și minus, doamnelor și domnilor, bun găsit la ediția săptămânală a acestei emisiuni. Împreună cu Dragoș Danubianu comentăm cele mai importante subiecte ale săptămânii pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Bun găsit, domnule Danubianu! Bună seara! Vom vorbi astăzi despre descinderile DNA la Botoșani cu polițiști reținuți ulterior eliberați, jandarmi pe post de profesor la Dumbrăveni, vom vedea exact despre ce este vorba. Tot astăzi vom vorbi și despre doreii din construcțiile din județul Suceava, mai precis o pârdalnică de trecere de pietoni. A creat mult, mult haz pe spațiile de socializare, spațiile virtuale și nu numai. Vom vorbi și despre felul în care se pontează începutul și finalul unei zile de lucru la primăria Suceava și despre niște descoperiri la Văratic. Este vorba de fapt despre vechiul cimitir. Vom avea în cadrul emisiunii să vă dăm și o veste tristă pentru Suceava și nu numai. La momentul potrivit vom face public numele persoanei care, din păcate, ne-a părăsit. Vom vorbi așadar în ordine cronologică. Începem cu descinderile DNA la Botoșani, la polițiști de acolo, pentru niște cercetări care sunt în curs. Vreau să urmărim acest material preluat din InfoPlus și îl vom comenta aici, la Între Plus și Minus. Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcției Naționale Anticorupție au emis 11 ordonanțe de reținere pe numele polițiștilor de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, acuzați de fapte de corupție. Potrivit acestora, unul dintre cei 11 reținuți de procurorii DNA este ofițer, iar 10 sunt agenți de poliție. S-au adus alte cadre de la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani pentru că sunt cercetați aproape toți polițiștii care ieșeau la controle în trafic. Procurorii DNA Suceava au efectuat miercuri 20 de percheziții la domiciliile unor polițiști, dar și la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani într-un dosar de corupție. Polițiștii sunt suspecți că au luat mită de la șoferii prinși cu nereguli în trafic, de la viteză excesivă la consum de alcool. Sumele percepute nu erau mari, de la 50 la 200 de euro. Trebuie spus că a fost reținut și un șofer care a dat șpagă. Așadar, domnule Danubianu, solicitările din spațiul virtual public, acele referitoare la după Suceava mergeți și la Botoșani, s-au cam adeverit. DNA-ul a descins acolo la IPJ Botoșani și vreo câțiva au și fost. Vezi că nu numai la Botoșani, dacă ne uităm bine, din fericire au început să se facă astfel de acțiuni de către organele abilitate, de către DNA, de către DGA, în mai multe zone, deci nu numai în județul nostru minunat. Zone considerate nevralgice, dar eu tare mă tem că toată România este, din punctul de vedere al funcționării și al credibilității poliției române, o zonă nefericită. De fapt, asistăm la autodecredibilizarea poliției române. La Suceava a fost ce a fost cu acea bandă, că nu pot să o numesc altfel, de ofițeri care pe sumână dădeau carnete, pe sumână înmatriculau și așa mai departe. Da? Procurorii vorbesc despre grupuri infracționale organizate. Grupuri infracționale organizate, așa, ca să am tradus așa să înțeleagă tot omul. Am văzut că lucrurile nu sunt numai la Suceava. Chiar unul dintre cei detașați să conducă acest serviciu la Suceava, după depopularea lor prin arestarea unui număr mare de funcționari. Și oricum, după, chiar dacă ăștia în timp până la trimiterea în judecată au fost eliberați din arest preventiv, ei nu mai pot să lucreze acolo. Deci chiar unul dintre cei care a venit să păstorească respectivul serviciu a fost arestat pentru acte făcute anterior la Maramureș. Acum aveți că s-a schimbat puțin, deci nu au venit la minunatul serviciu pentru înmatriculare și carnete și toate alea, ci la Botoșan DNA-ul s-a focalizat pe serviciul de poliție rutieră. Deci altă chestiune. E altă mărie cu aceeași pălărie. Altă mărie cu aceeași, că ei seamănă foarte bine, știi, într-un fel. Bun, ceea ce se pare că s-a aprobat deja este legat de faptul că o parte dintre cei care
lucrează acolo în serviciul de poliție rutieră de la Inspectoratul de Poliție Județean de Botoșani, făceau un lucru care toată lumea știe că mulți îl fac, luau șpagă pentru a ierta pe unii de la anumite infracțiuni la codul rutier și alte năzdrăvănii. Scenariul a mers oarecum asemănător ca acela la descinderile de la Suceava, adică a fost o descindere și la locuințele incriminaților, o descindere și la poliția rutieră, o preluare a hardiscurilor pe care se aflau informații și au fost în prima etapă, au fost reținuți pentru 24 de ore 10 polițiști și un șofer care ar fi dat mită. Lucrurile însă, se sigur că probabil judecătorii au apreciat că nu pentru toți lucrurile sunt atât de grave, astfel încât în fața instanței, la propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, unii au fost lăsați acasă, sigur, cu supravegherea corespunzătoare. Bun, ce se întâmplă? Vezi că paradoxul următorul, că asta s-a întâmplat exact după ce 6 polițiști de la Poliția Rutieră din județul Botoșani au ieșit la pensie, 6 dintr-un foc așa. Ăia care au mai rămas au ajuns să se focalizeze pe ei această anchetă. Sigur că lucrurile erau instrumentate de mult. Ăia nu știau nici cu spatele. Exact, nu știau. Probabil că nu era cazul de la Suceava, nu se bucurau de protecția, între ghilimele, a protecției interne, a serviciului intern din Ministerul de Interne. Că aia trebuiau în primul rând să-și facă treaba. La Suceava e clar, cel care trebuia să-și facă treaba chiar era mână-mână cu ei și este inculpat acum. Aici se pare că nu s-a întâmplat așa și ăștia au fost luați oarecum ca din oală. Dar altceva vreau să spun. Deci unii au ieșit la pensie, sigur, tinerii, că așa se întâmplă, da? Așa e legislația, ce să-i faci? În ceea ce privește pensionarea polițiștilor, nu? Iar alții au mers în arest sau oricum, chiar dacă au fost lăsați acasă, nu mai pot să facă treburile pe care le făceau. Și atunci îți dai seama că se va ajunge în situația în care s-a ajuns la Suceava, la celălalt serviciu, încât, practic, nu mai are cine să iasă pe stradă în Botoșani și sau, Doamne ferește, cine să se ducă să facă, în cazul unor accidente grave cu victime, să facă cercetări la fața locului. Situația este cumplită și vine după un lung șir de realități triste care dovedesc că în poliția română lucrurile nu merg deloc bine. Mai ales în, pentru că gândești, zona asta de rutieră. În zona de rutieră, asta era, deci ăștia erau, li se spunea la mișto cap de cretă, știi, și nu sunt de acord. Tot la mișto se spuneau și boschetari, o grămadă de lucruri. Tocmai asta e, că ei, percepția, bine, în general, percepția față de polițiști este una negativă în toată lumea. Francezii le spun sticleți, așa, okay. Dar la noi, mai ceva ca la nimeni. Nu înseamnă că nu poate fi reformatată zona asta? Păi trebuie reformatată, nu se poate merge așa mai departe. Cadrul legal ca lumea pus pentru la că punct. Peste tot. Păi știi că de multe ori cadrul legal există, dar dacă el e aplicat cum e aplicat, că se luau... Nu există, domnule, domnule. Păi ei ce fac? Ei, polițiștii rutieri în trafic ce fac? Opresc oamenii conducători auto cu mașină inscripționată sau nu? Iată, este o discuție, de exemplu. Da, e o discuție complicată. Problema este că prezența lor nu este proactivă. Ei stau, cum spuneam, stai un boschet și a ieșit că exact, ai avut 62 pe oră, că ai făcut așa, am un caz formidabil. Pentru sigur. Când la o coliziune nevinovată într-o parcare, chiar un membru al familiei mele a pățit chestia asta, nu s-a înțeles cu cel care a lovit mașina, nu era grav și au ajuns la poliția rutieră. E, acolo era un tip care a fost foarte deranjat că pentru o chestie care se putea rezolva amiabil, așa, și am dat pe amândoi n-au dat prioritate. Deci este asta, numai poliția română putea să dea. În splendoarea ei se întâmpla în București, nu s-a întâmplat aici. Dar
Mergând acum mai departe, că la rutiere întotdeauna au fost probleme, ai văzut că sunt ajunși datorită acelei legislații cu totul dăunătoare. Oamenii cu experiență din poliție au dispărut pentru că au ieșit la 40 și ceva la pensie. Tot sistemul le-a permis. Sistemul le-a permis, sistemul format de cine l-a format, de generalul Oprea și de alții. Da? Au ajuns niște copii cu caș la gură, da? Care nu au experiență. Iată, acum se vede că ei au învățat numai cele rele, n-au învățat pe cele bune. Dar mergând mai departe, după karateul monstru al Poliției Române, vezi cazul Caracal. După următorul rateu, că pe toate zonele este problema asta, de la Onești, lipsa aia de intervenție care a dus la pierderea două vieți, sau probabil că a dus, nu se știe ce se întâmplă, dar oricum trebuia să se intervină, după nebunia de la Arad, acum unde nu mai se știe ce și cum, iată că pe toate segmentele ei, Poliția Română dă rateuri majore și trebuie făcut ceva. Bun, că imaginea, eu sunt perfect de acord că poliția este o instituție foarte necesară, care trebuie respectată, care trebuie susținută, pentru că este cea care trebuie să facă ordine și lucrează, nu lucrează cu călugărițe și cu drept credincioși, lucrează cu infractori. Dar pe de altă parte, în momentul în care pasul de la polițist la infractor este atât de mic cât se vede în cazurile astea, încep să ai mari dubii asupra ceea ce s-a întâmplat și cum a fost gândit sistemul polițienesc la noi. Deci, practic, aici reforme nu s-au făcut, în ciuda faptului că au guvernat toți și, până la urmă, ajungi la vorba populară. Fă-mă, mamă, ce n-am fost, băturar sau șef de post. Păi oare de ce? Oare de ce concurența la poliție este mai mare decât la medicină sau decât la drept sau decât la alte părți? Ei, ia ca de ce? Pentru că se pare că sunt unii, eu nu vreau să generalizez, sunt convins că există și mulți polițiști care sunt corecți, sunt onești și care trăiesc din ceea ce câștigă licit, că nu câștigă puțin. Nu mai spun de, sigur, de toate celelalte cu pensionările care sunt, nu mai spun de fabrica de doctorate, că unde de la capitan în sus toți erau doctori. Patentată tot de Aldeo Preașa. Tot de Aldeo Preașa, așa. Deci ceva trebuie făcut, nu este ușor de făcut, pentru că sistemul, sigur, că are rezistența lui. Acolo sunt, așa, se știe unii pe alții și așa mai departe. Deci, problema însă este dramatică, este tragică și cred că trebuie să vină un moment în care să se dea un restart în întreg sistemul acesta de ordine. Probabil că va mai trebui schimbat ministru sau tocmai instabilitatea la vârful ministerului. Instabilitatea la vârful ministerului. Ingerințele ale politicului care înseamnă totală incompetență profesională. Deci, ce se întâmplă? Acum e foarte clar că vezi foarte bine un lucru. Că aia care au fost cu funcții mari prin poliție iasă la pensie de vreme și se duc și sunt și angajați unde vrei și unde nu vrei, pe consilier, pe parte de securitate, pe la toate ministerele, dacă te uiți, toți sunt foști în grad, mari în grad în poliție și în jandarmerie sau pe pompieri sau pe unde au fost. Deci este și o îngemânare cu politicul aici și sunt perfect de acord, da, că aleși locali, nu vorbiți? Nu-mi spuneți și de treaba asta? Acum, ia spuneți-mi că sunt și prefecți, suprefecți, primari, consilieri locali. Da, deci este o mare problemă. Cum? Este o mare problemă asta și o problemă care poate să explice situația dramatică în care se află actualmente societatea românească. Bun, mergem mai departe cu subiectele emisiunii. Ajungem la Dumbrăvene acum. Urmărim materialul și ne întoarcem. La Liceul Tehnologic din Dumbrăveni s-a desfășurat vineri activitatea Violența dincolo de aparențe. Elevii prezenți la această activitate au aflat informații despre codul penal, cazier și multe altele. Această activitate s-a desfășurat în cadrul proiectului de parteneriat educațional împreună pentru siguranță în cadrul proiectului Erasmus+. O activitate deosebită, o activitate realizată în cadrul unui parteneriat activ și foarte eficient. Salut și eu prezența în mijlocul nostru, în primul rând a reprezentanților de la jandarmerie, a domnului primar care ne susține și mereu ia parte la activitățile și proiectele inițiate și derulate în școala noastră. Totodată, cred că meritul revine doamnei manager de proiect, doamna director adjunct Adriana Duceac. Totodată, mulțumesc colegilor implicați,
Vă mulțumesc tare mult vouă, elevilor, elevilor de gimnaziu, elevilor de liceu, care astăzi sunteți aici. Sunt sigură că va fi o activitate cu impact puternic asupra voastră. În societatea contemporană, violența este o problemă destul de stringentă. S-au făcut studii, se realizează numeroase activități pe această temă, toate pentru a stopa acest fenomen al violenței. Mesajul meu pentru voi, dragi tineri, dragi copii, este acela de a solicita sprijinul adulților, de a nu lua actele de violență ca o provocare și de a nu răspunde în aceeași manieră. Și de aceea aș vrea să vă gândiți mai mult la ceea ce se întâmplă după ce loviți, după ce vorbiți urât, după ce dați cu piciorul, așadar după momentul de aparentă descărcare a nervilor voștri. Pentru că știm cu toții, furia și violența se nasc din frustrările de moment. Dacă am stat și ne-am gândit puțin la ce urmează, probabil că n-am mai face multe lucruri. Așa este? Am dreptate? Dați din cap dacă sunteți de acord. Așa este. Așadar, astăzi sper să aflați cum anume să faceți în așa fel încât să vă stăpâniți impulsul violent, primul impuls, acela care îți vine în minte în momentul în care m-a supărat Costel, las că-i dau eu una și l-am aranjat. Pentru că de obicei cam așa se întâmplă, e adevărat? E adevărat. Știu. Și de aceea trebuie să aflați ce se întâmplă cu cei care, fie din greșeală, fie voit, comit un act de violență. Cu puțin înainte de a pleca în vacanță, începem prima activitate din cadrul proiectului educațional Împreună pentru siguranță, desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava. Faptul de a fi astăzi împreună pentru siguranță, pentru liniștea și binele nostru, într-o relație instituțională, nu este întâmplător, așa cum a precizat doamna director. Întâmplarea de astăzi, această frumoasă întâmplare de astăzi pornește de la o experiență, acea experiență deosebit de frumoasă pe care eu, ca profesoară de literatură, am avut-o cu eleva mea, Cristina Damaris Băiești, din clasa 9A, când am obținut premiul întâi la concursul organizat de Jandarmeria Suceava, intitulat O filă din istoria jandarmeriei române. S-a produs atunci un schimb emoțional de ambele părți, reciproc, și s-a conturat dorința și bucuria comună de a continua relația de colaborare dintre instituții și de a avea împreună noi activități. E adevărat că ne preocupă zi de zi viața fiecărui cetățean al Comunei Dumbrăveni. Voi faceți parte din Comuna Dumbrăveni, voi sunteți cetățenii de mâine, voi veți urma după noi și dacă astăzi nu înțelegem ce trebuie să facem cu privire la ordinea publică, la liniștea localității, la modul de a vă comporta între oameni, mâine nu veți putea spune la ceilalți ce au de făcut. Ne sfătuim azi, discutăm astăzi împreună, vom discuta și mâine, poate și altă dată, pentru că vrem să ne perfecționăm și să învățăm lucruri bune, să putem spune celorlalți pe unde am trecut noi, ce am făcut noi, în diferite momente ale vieții noastre. Sunt foarte multe lucruri de vorbit, foarte multe lucruri de spus. Nu se compară modul cum am învățat noi și cum învățați voi astăzi. Noi am prins o perioadă mai complicată a școlii. N-am avut informația pe care o aveți dumneavoastră, n-am avut computerele pe care le aveți dumneavoastră. Pentru noi era ceva de science fiction, când vorbeai despre un calculator, despre o tabletă, nu se știa, despre un telefon mobil, nu avea cum să mă gândesc vreodată că voi putea vorbi de pe stradă la telefon. Dar sigur că e o perioadă care a trecut, nu ne pare rău despre ea, am învățat ce trebuia să învățăm, învățăm și astăzi, învățăm în fiecare zi, pentru că dacă nu învățăm, nu putem să mergem mai departe. Dar eu nu vă invidiez pe voi, dar sunt
bucuros și fericit că ați prins vremuri bune voi, copiii mei, nepoții mei, voi care sunteți de față aici, profesorul de astăzi. Modul de a învăța carte este cu totul altfel ca acela care l-am învățat noi. Și nu numai învățatul cărții, ci și modul de a ne comporta în localitate și modul de a discuta cu oameni, de a da bună ziua la un om, de a respecta pe un om, era cu totul altfel. Eu cred, pentru că și eu am copii și am nepoți, eu cred că voi veți învăța să faceți lucruri bune, pentru că altă posibilitate nu există. Așa cum spuneam, trebuie să am încredere în tineri, pentru că și copiii mei sunt tineri, și e obligatoriu să cred în viitorul de mâine. Fac ce pot astăzi eu în calitate pe care o am, mâine va veni altcineva în locul meu, veți ajunge voi să conduceți cândva comuna, nu știm cine și cum, dar viitorul ne arată că și astăzi ne arată și viitorul că primăria trebuie să aibă un primar. Și atunci, eu cred că va fi și dintre voi unul măcar, sau poate o fată, poate o doamnă, poate... Viitorul nu știm, dar ne preocupă prezentul, astăzi ce putem să facem și dacă facem ceea ce trebuie și facem bine, pregătim terenul pentru cei care vin după voi. Ce înseamnă o faptă contravențională? Dintre elevi? Puteți ridica mâna, vina noastră? Ok, atunci vă voi explica eu. Legiuitorul, adică cel care a făcut legea în România, a încadrat ca fapte contravenționale și a dat o definiție într-o ordonanță de urgență, și anume că contravenția înseamnă o faptă săvârșită cu vinovăție și prevăzută în legi, ordonanțe de urgențe, hotărâri de guvern, hotărâri de consiliu local și așa mai departe. Aceasta atrage după sine sancțiuni. După ce am făcut fapta, iarăși revin la varianta aia, să stăm foarte bine, să analizăm și după aia reacționăm. Nu mai au rostul regretele respective. Degeaba după aia plângea și mama, plângea și copilul. Dom'le, știți, eu am vrut să-l împing numai un pic. Bun, dar picul ăla ca unitate de măsură nu există. Da? Metru există, kilogramul. Eu vă spun, un pic, dacă el îl împinge pe, nu știu, era unul mai micuț acolo, un pic, ăla poate să meargă un metru prin aer. Și dacă îl împinge pe el, s-ar putea să nu meargă deloc. Și de asta noi ne dăm cu picul, dar noi nu știm care e unitatea de măsură exactă. Și de asta e bine să nu reacționăm sau să împingem, să jignim și să facem fapte de genul ăsta. Ei, o să spuneți, bine, domnule, am făcut o faptă de natură penală. Să vă spun ce e cu fapta de natură penală. Dacă se constată de către judecător că a existat vinovăția și fapta există, judecătorul aplică o sancțiune. Poate aplica ori o sancțiune privativă de libertate. Știți ce înseamnă asta? Știe cineva? Deci la o faptă de natură penală. Poți fi sancționat cu o privare de libertate. Ce poți fi asta? Poți fi? Exact. Deci, da, deci pot genul ăsta sau poți lua o amendă penală. Amenda penală e tot o amendă, cum e amenda contravențională, da? Dar e o sancțiune care rămâne undeva, unde? În cazierul juridic vinii trecute. Suntem aici prezenți pentru a desfășura activitatea Violența dincolo de aparențe în cadrul proiectului Parteneriat Educațional împreună pentru siguranță, parteneriat încheiat între Inspectoratul de Jandarmerie Județean Suceava și Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni. Deși de cele mai multe ori invizibilă, violența este un fenomen social din ce în ce mai răspândit în societatea actuală. Conștientizarea este un prim pas pentru schimbarea atitudinilor și practicilor care afectează dezvoltarea copiilor și adolescenților. Iar pentru ca schimbarea să se producă, este nevoie de o informare corectă și permanentă a comunității, a familiilor, dar și a elevilor. Astăzi am abordat subiecte precum capacitatea de exercițiu a minorilor, răspunderea penală,
penală, răspunderea contravențională, faptele penale, faptele contravenționale, condițiile în care minorii, respectiv adolescenții, răspund în fața legii atât penal cât și contravențional. Le-am vorbit elevilor despre fenomenul violenței în școli, despre cauze, consecințe, precum și modalități de intervenție și prevenire pentru reducerea acestui fenomen, din păcate, din ce în ce mai întâlnit în mediul școlar. Le mulțumim totodată reprezentanților Liceului Tehnologic Mihai Eminescu din Dumbrăveni pentru invitație și felicităm pe această cale pentru inițiativa de a desfășura un proiect de anvergură de o utilitate foarte importantă în societatea actuală. La finalul evenimentului, toți elevii au strigat mesajul „Fii bun”, care a plecat pe aripile vântului împreună cu baloanele lansate de aceștia. Domnule Darmianu, lăsăm poliția deoparte, începem cu jandarmii. Bun, este altceva aici pentru că e cu totul alt context. În general, jandarmeria nu a avut atâtea probleme cât poliția, dar a avut și ea problemele ei. Vezi, slavă Domnului, scandalul belele... de la București, da, da. Așa, nu, da. Chiar așa. Belele cât în cap. Dar acum suntem pe o parte pozitivă a lucrurilor și eu mă bucur că se întâmplă și lucruri de acest asta gen. Asta am și urmărit și noi pentru la Infocus. Pentru că, până la urmă, o componentă importantă care ar trebui să fie în atenție atât a poliției cât și a jandarmeriei este aceea de prevenție. Ori prevenția se face și prin astfel de acțiuni educative de la vârstă fragedă. Adică copiii ăia trebuie de la bun început să aibă niște cunoștințe. Dacă vrei și ăștia de la rutiere, decât să facă ceea ce au făcut, mai bine mergeau prin școli și învățau regulile elementare, ca să nu mai avem atâtea victime copii care traversează aiurea și sunt loviți, spre exemplu. Aici cu violența dincolo de aparențe, această activitate în cadrul unui proiect de parteneriat educațional împreună pentru siguranță, ne aflăm sigur în altă zonă. Într-o zonă care începe să fie dramatică, pentru că am avut foarte multe violențe în interiorul școlilor. Am avut violențe care se manifestau în zona de proximitate a școlii. E, acolo sigur că încet, încet s-au luat măsuri, s-au montat camere de luat vederi și așa mai departe. Dar nu este suficient, pentru că alea acționează post-factum, după ce s-a întâmplat beleaua. Avem acum un caz recent la Timișoara, da, un copil care s-a aruncat pe geam. Da. Avem foarte multe probleme, copii care se bat în curtea școlii și așa mai departe. Zona de bullying e una extrem, extrem de delicată. Și da. Probabil că acolo sigur că nu se rezolvă doar prin astfel de acțiuni. Dar astfel de acțiuni e bine că au loc. E bine că bine au loc. Că se vorbește despre ele și nu sunt băgate sub preș. Da, sigur că te-ai aștepta ca lucrul ăsta să se producă pe o scară mai largă, că s-a întâmplat la Dumbrăveni, acolo unde este o înțelegere fericită și din partea autorității publice locale și a școlii și sigur că jandarmeria a răspuns acestei provocări de a fi partener în acest proiect. Dar lucrul ăsta e foarte bun. Vezi, copii, publicul țintă al acestui proiect erau copii între 11 și 15 ani. Da. Deci este o vârstă la care poți să transmiți mai ușor anumite elemente pe care altfel n-ar fi ajuns la copii și pe care ei, necunoscându-le, nu ar fi ținut cont de ele. Deci informezi încet, încet rolul ăsta al formativ de prevenție al instituțiilor care sunt instituții de forță, de ordine, trebuie să devină o realitate. Nu putem merge doar atât că la vine și te montănește și te-a luat acolo cu sau fără dreptate sau așa. Nu poți să știi. Sigur că e destul de greu pentru că mai sunt și persoane certate cu legea chiar în interiorul acestor instituții care ar trebui să facă ordine. Dar asta este o altă discuție. Oricum, eu nu pot decât să-i felicit pe cei de la Dumbrăveni, de la Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, care au derulat un astfel de program și să trăiesc cu speranța că încet, încet, instituțiile de forță își vor prelua acest rol formativ. Da, mergem mai departe. O trecere pietoni, doamnelor și domnilor, a stănit suficient de multe
să spunem, injurii, alte aspecte au fost cele legate de o pseudolaudă cu un cont fals de Facebook. Vreau să urmărim materialul și apoi să ne întoarcem să-l disecăm așa, pe îndelete. O trecere de pieton care se oprea într-un zid apărut peste noapte pe strada Vasile Alexandri din centrul municipiului Suceava a fost refăcută. Viceprimarul Jean Hașovski a solicitat constructorului să remedieze situația, lucru care s-a și întâmplat. Știți și dumneavoastră, am avut o poziție luată, eu zic de sâmbătă, dar duminică am afișat-o, pentru că și sâmbătă am chemat colegii să discut cu ei, cu acea trecere de pieton care se oprea într-un zid. Nu știu dacă lucrurile au fost clar înțelese, eu am spus în acea informare, în baza modificărilor aduse acestei esplanade din fața casă cărții, a apărut un zid aici de protecție. Pentru că lucrările s-au terminat în decembrie, mai exact pe 6 decembrie, țin minte, și nu s-a putut marca, rămăsese ca în primăvară, vară, să refacem trecerea așa cum trebuie. Deci această trecere nu a fost marcată de două ori greșit. În noaptea de vineri spre sâmbătă, firma cu care primăria municipiului Suceava are contract, noi avem licitație pe 16-a 6-a pentru alt contract, a marcat această trecere. Bineînțeles, în urma discuțiilor și trecerea de pietoni arată acum așa. Da, ea este puțin oblic, este conform stasului, trebuia făcută. S-au mobilizat, au făcut această trecere de pieton, o trecere de pieton. Această trecere de pieton este aici, conform avizului Poliției Rutiere. Noi încercăm să găsim soluții și este o zonă care este tranzitată de către elevii colegiului Ștefan Cioran. Nu sunt în măsură să spun dacă trebuia sau nu, dacă cei de la Poliția Rutieră, împreună cu colegii mei de specialitate, găseam soluții, o puteam desfința. Dar uitați-vă că lucrurile s-au rezolvat, au fost foarte multe supărări și am văzut și în mediul online. Mai în glumă, mai în serios, mi s-au transmis anumite lucruri că vicemarul poate să dispară dacă cineva a strănut-o odată și așa mai departe, cum îndrăznesc eu să fac astfel de lucruri. Uitați-vă că în urma acestor discuții problema s-a rezolvat, s-a remediat, luni dimineață au început să o marcheze cum trebuie, s-a marcat și lucrurile sunt în regulă, pentru că trebuie spus clar, a greșit omenește, dar odată ce se rezolvă problemele, acestea cred că e bine. Într-o minunată dimineață de primăvară, niște minți crețe s-au gândit că e bine să dea cu roșu, înainte de a fi demarat un proiect uriaș, extrem de important. La Colegiul Ștefan cel Mare, o trecere pieton la colțul unei clădiri monument. Dar că pe de o parte se trecea de pe trotuar, în partea cealaltă, în schimb, era un zid de piatră făcut de prin anii 80 de către comuniști. Actorul principal acolo este viceprimarul Lucian Harșovski. Primarul Ion Lungu este în concediu medical. Niște băieți care l-au ajutat pe Lucian Harșovski au dat-o în bară. Odată cu ei, a dat-o și el în bară. Niște conturi de Facebook au încercat să-l scoată. Un coleg din jurnalism îl acuză pe viceprimar, pe el, pe Lucian Harșovski. Domnule Danubianu, ce facem aici? Nu pot eu să fiu arbitru, dar... Nici eu nu vreau să fiu arbitru. E vorba despre Dorei și, din nefericire, constat că avem Dorei, probabil și între cei care lucrează în construcții, normal că de acolo este așa, dar și între cei care sunt în primăria Suceava și ar trebui să urmărească și să gestioneze lucrările. Deci acolo, în acel loc, trecerea de pieton era de când lumea. Înainte de a se la face... La colțul adolescentul, că poți să spun exact, că nu mai există magazin. Nu mai există magazin, librăria nu poți să spui că există. Dă-ți seama ce absurdă și legislația. Nu poți să spui despre o librărie care există nu știu cât timp acolo și care și are un rol important. Dar dacă ar fi o lansare de carte, ai putea să spui. Da. E ca în filmele cu poști. Dar asta e altă treabă. E treaba noastră celor care apărim pe post și sigur că cei care ne urmăresc cu atenție abia așteaptă să vină cu amenda. Bun. Bun. Deci, acolo exista, de pe vremea lui Pasvanti, exista o trecere de pieton și era normal să existe. Acolo era după sistemul ăla giratoriu și în dreptul cumva în apropierea intrării
că elevii intră pe partea cealaltă, la un colegiu, putem spune, avem că Ștefan cel Mare. E la mijlocul între profesori și elevii de la colegiul Ștefan. Bun. Era pe un loc, toată lumea știe că era pe locul ăla. Eu nu mi-aduc aminte, chiar dacă treptele alea și așa erau lăsate, nu mi-aduc aminte ca înainte, de, și sunt de 30 de ani în orașul, când treceam pe acolo să dau cu capul în zid. Ceea ce s-a întâmplat după minunatele refaceri ale respectivelor trepte și a zonei respective. Deci nu s-a întâmplat chestia asta, ea avea o altă configurație. Foarte clar. E, acum problema, clar că Harșovski, el se și vede succesorul de drept al primarului Lungu și nu face altceva decât să încerce ai cum să bage gunoiul sub preș. Stați puțin că mi-am amintit. Știți ce erau acolo? Erau niște romburi de tablă culcate și nu era nicio trecere pietoni în colțul ăla. Nu era. Păi tocmai că trecerea, ajungem și la, că s-a mutat trecerea, de asta fapt. Spun. Deci, așa cum era configurația locului, înainte de marea renovare cu care Harșovski s-a lăudat, că n-ar fi fost nicio problemă. Harșovski zice acum să devină dorei ăia și o să fiu eu aspru și o să-i amendez, nu o să-i plătântesc, așa. Dar și poliția rutieră a dat acolo voie, deci totul este în regulă. Păi nu e în regulă, pentru că tot domnul Harșovski, în luna decembrie, a ieșit cu pieptul umflat și s-a bătut cu cărămida în piept, spunând, uite, băi, noi am făcut de 20 de ani, de 30 de ani, nu s-au mai refăcut chestiile. Atunci n-a văzut că era o aberație. Adică mi-aduce aminte exact, sigur, la scară redusă, e același lucru ca zidul morții de pe minunata modernizare cu centura. Da? Deci la fel, și acolo dai cu mașina, dai în zid. Aici mergi și dai în zid. Deci, foarte clar, aș fi putut să iau în considerare toate argumentele pe care încearcă să le înseileze domnul Harșovski, dacă nu se lăuda el înainte. Pe atunci n-a văzut înainte de să lăudat sau n-a știut cu ce s-a lăudat. Nu s-a lăudat. Și acum vine și mai multă, știi, mi-aduce aminte chestia asta, că practic acea trecere a devenit oblică, ceea ce nu este în regulă, chiar dacă poliția rutieră... Neperpendicular pe axul străzii. Da, deci chiar dacă poliția rutieră a avizat, da, probabil că la ei n-au descins încă. Așa, băieții. Dar s-a mutat și aia, zona roșie este lungă cât o zi de post, așa, că e mai mult roșu. E mai mult lată decât lungă. Exact. Și a fost mutat în giratoriu cumva, care iar nu e în regulă. Mi-aduc ce aminte de bancul ăla care circula pe vremea împușcatului cu milițienii, știi? Și scria milițianul procesul verbal și zicea așa, da, am găsit un cadavru aproximativ 50 de ani urme de violență pe strada Edgar Key, îl mutăm pe Academie, știi? Așa și domnul Harșovski a găsit o trecere de pieton care dădea într-un zid și a mutat-o în giratoriu. Asta s-a întâmplat. Dar una peste alta, dacă, știi, domnul Harșovski place chestia aia cu Dorei și este un mare iubitor al postării într-o propria laudă pe Facebook. Și atunci cea Dorei ea să-mi devină. Hai mă, lași cu Dorei ea, dar Dorei din primărie, n-au văzut. Dar respectivul proiect a trecut printr-o avizare. Bănuiesc că a fost făcut cu proiect, n-a fost făcut așa din ochi. Avizare de Dorel. Avizare de Dorei, da. Deci Dorei din primărie, Dorei de la conducerea primăriei și iată că până la urmă toată lumea e fericită. Ăia au pierdut și ei câțiva metri de vopsea, că au trebuit să o ducă mai încolo și cum spuneam... Busuiocul cumva trebuie adres. Da, 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 da. Nu puteau rămâne așa lucrurile. Păi sigur că da. Și asta este. Acum, da, problema greșită a fost, greșeala s-a produs atunci când primăria a acceptat și a recepționat acea lucrare. Nu trebuia. Deci nu trebuia, deci aia să nu spună mie că i-au gândit că îl mută mai încolo ca să facă un zid mai lung. Puteau să facă mai scurt zidul ăla. Deci problema nu exista, nu exista. Înainte de renovarea asta. Despre ce vă vrea? Adică chiar ne ia de proști domnul Harșovski, dar asta e stilul lui, știi? Acum poate că la unii fraier mai ține, dar asta e treaba lui. Eu n-am nimic de împărțit cu el, dar e cam Dorel și el. Tot domnia sa vorbește despre... A, tare de tot. Asta a bate. A fost conferință de presă săptămâna asta. Deci, păi da, dar a scăpat și la presă că domnul primar e bolnav și a zis, acum, băieți... A fost conferință de presă, Lucian Hașovski, așa sunt-o. Între altele, am declarat că gata cu condica, cu script, ore intrare, ore ieșire, e cu scanare facială. Urmărim materialul și revenim. Pontajul de la primăria Suceava trece de la condică la recunoaștere facială.
de la 1 iulie. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovski. El a menționat că au fost achiziționate 15 aparate necesare acestui pontaj. Potrivit acestuia, pe lângă recunoașterea facială cu sau fără mască, aparatele vor măsura și temperatura. Și pentru că vorbim de digitalizare, de eficiență, vreau să vă spun că începând cu 1 iulie, estimăm noi, pentru că sunt reglaje de făcut, tot ce înseamnă pontaj în primăria municipiului Suceava nu se va mai face pe așa ceva. Vine omul, semnează condica, cum suntem învățați, și se va face în mod electronic. Aveți aici un dispozitiv. Sunt astfel de 15 achiziționate de primăria municipiului Suceava și pontajul se va face pe card RFID sau, mai strict, cu recunoaștere facială. Prin urmare, în baza referatului venite de la colegii mei, a fost o luptă așa destul de grea, dar spunem noi că până la urmă va fi bine. Acest aparat are funcție de detectare mască sau lipsă mască, alertă sonoră lipsă mască, măsurare temperatură, posibilitatea integrării unui sistem de pontaj cu ajutorul unui cititor RFID, recunoaștere facială, cititor de coduri QR sau PIN. Vine angajatul, vin colegii mei din primărie, trebuie să se ponteze cu cardul în primă fază, după care facial. Pontajul se trimite electronic către colegii de la Serviciul Resurse Umane și, bineînțeles, în cazul în care pontajul nu este făcut corespunzător, există și posibilitatea ca angajatul primăriei să primească un SMS pe telefonul propriu, automat, în care să-i se spună că în cazul în care nu s-a pontat, e bine să o facă, pentru că nu apare în sistem. Eu sper ca colegii mei să înțeleagă că aceste lucruri sunt făcute pentru o eficiență mai bună, pentru că suntem în 2021 și de ce nu pentru siguranța împotriva SARS-CoV-2, oricât ar fi schimbate pixurile, toată lumea punea mâna pe aceste condici vechi. Da, am revenit. Așadar, e cu scanare. E cu scanare la primăria Suceava, da. E cu scanare facială. Încă nu e scanare de retină, dar nu mai e mult. Da, nu mai e, da, exact. Da, ai văzut că ți ia și temperatura, îți spune lipsă mască. Uh-huh. Da, am avut... Poate pentru ea de la persoană spune și lipsă indispensabil. Am avut o întrebare. Da, dacă punem o poză, se poate sau nu se poate? Deci, vezi... Țara arde și baba se piaptă. Se piaptă, nu. Deci, da, se piaptă, nu râde tot. Da, deci da, da. 15 aparate, da, ăștia-s bani aruncați. Pentru că nu se schimbă cu nimic faptul că l-a băgat o cartelă și a pus moaca în, și la personal îi văd aia moaca, știi? Acum îți dai seama că mai întâmplă una să fi venit pocită de acasă și nu mai recunoaște sistemul, știi? Dacă în rest ei vor face același lucru. Deci nu s-a, n-a crescut, zicea domnul Harșovski, eficiență, chestii, modernitate, chiar dădea să se înțeleagă că legislația este... Interzis botoxul sau... Îți dai seama, nu mai poți să-ți faci operație estetică, nimic. Nu mai poți să-ți întrebi nasul, absolut, să-ți micșorezi urechile. Deci e captiv, trebuie să-i dea un spor pe asta, pentru asta. Cel mai probabil. Deci dea un spor de, da, de scanare facială. Da. Uh-huh. Nu, plus că alții o să zică că te iradiază, nu? Păi nu, ăla se transformă cu... sau nu pielea în sos de pește? Exact, cum? Că tot se poartă chestia asta. Da, genială, da, chestia. Da. Așa, deci, am să venim, nu se întâmplă mare lucru că ăia, în loc să semneze tot condică, da, vor apărea în sistem, băgând o cartelă. Bă, îți uiți cartela acasă, ce ai făcut? E nasol, nu? Sigur că dacă ar fi fost doar cu cartele, ai fi zis că merge ca în Parlament, știi? Unul cu 5 cartele, da. Bine, mai departe, chestia că, asta mi-a plăcut și că, doamne, dacă ăia de la sistemul constată că n-ai fost identificat, îți trimite și SMS, știi? Băi, Georgele, trezește-te că trebuie să fii la serviciu, știi? Dar problema, nu cred eu că acolo oamenii întârziau la serviciu. Nu cred. Pentru că atunci e grav, că înseamnă că nu-și făcea treaba fiecare șef de serviciu, șef de birou, dar ei, de bine de rău, erau la serviciu, categoric. Și atunci problema care?
Păi care e problema? Problema este alta, că nu știu ce făceau ei, adică e vorba lui Misil, care zicea așa, Moisil, care zicea când s-a introdus Condi ca și la Academie, știi? Zici, aveți nevoie de fundul meu sau de capul meu, știi? E aici, problema e rezolvată, te-ai dus, ai băgat aia, după care stai și stai și leafa merge, bună, frumoasă. Să nu uităm că primăria are foarte mulți angajați, de asta au trebuit 15 aparate. E mulți, mult prea mulți, fără comparație cu ce se întâmplă la Oradea, unde chiar există eficiență și unde sunt jumătate cât ăștia. Da? Și mai mare orașul și mai cu performanță. Că fusese vorba despre digitalizare, că aici îi place. Deci domnul Arjoschi venea cu harnel de este așa, știi, cu digitizarea încă din mandatul trecut, când mergea, se întâlnea cu Smart City și Suceava mergea și era Smart City, dar în condițiile în care dacă te duci să obții ceva acolo, trebuie să te duci pe la vreo 3 nivele să arate că n-ai datorii, că n-ai amenzi, că n-ai alea, când din capul locului, că ea tot intră pe un calculator și caută, știi? Deci putea să spună din capul locului, ne-a băgat cererea, să spună, bă, tu trebuie să faci aia, așa, așa, noi aia. Un bilet nu poți să-ți iei online pe platformă. Dar nu se poate, deci este efectiv așa o păcăleală și o chestie de 15 aparate. Deci cât o fi costat ăla, dai seama că numai EKG-ul nu-ți facă. Ziceau că-ți ia și așa, și lipsă mască, prezență mască, temperatură, o chestie. Deci o chestiune și o spun din experiența personală. Eu am lucrat înainte de pensionare la o companie națională care a trecut printr-un proces foarte riguros de, în care s-a urmărit că ea, având și capital privat, 49% era pe bursă, s-au introdus niște principii de management foarte exacte, între care a fost și această chestiune cu cartela, aia cu moaca nu, că era, nu s-a aplicat la noi. Ei, rezultatul a fost că după 2 ani de zile s-a constatat că nimeni nu urmărește pontajul ăla pe cartelă. Acum nici nu știu că în raport cu legislația, mi se pare că legislația așa cum e acum, trebuie să verific, presupune să existe fizica aia și semnătura omului, știi? Așa a semnat cu moaca, știi? Mă rog, dar n-are importanță. Să zicem că legislația se poate se va putea modifica sau se va face un regulament de organizare, funcționare. Ce în care legislație vorbim? Deci, dar nu asta e problema. Deci dacă eu mă duc în primărie serios ceva, umblu pe la 10 ghișee și ălea sunt și așa destul de, că te simți îngrozitor. Nu se simt bine nici funcționarii săraci care stau după ele, nici cei de partea alaltă. Pierzi o grămadă de timp. Păi problema este eficientizare, informatizare în favoarea cetățeanului, nu? Și aici măsurile de prevenție anticovid cum funcționează? Acum asta cu... Păi dai seama că nu se transmite COVID-ul prin... Nu, dar poate... Păi nu, că a zis că măsoară temperatura. Atâta și... Da, măsoară temperatura și... La eurosceptici mai greu. Da, oricum, o prosteală, eu nu știu, acum probabil că domnul viceprimar își face singur politica asta de un auto-management politic, știi? Dar cu postel de genul ăsta nu-și face decât rău, știi? Da. Adică succesiunea la tronul Lungu va rămâne o iluzie, știi? Chiar dacă Lungu nu va mai candida și el va fi nominalizat de către marele partid. Bun. Deci asta e chestia. Una peste alta sunt niște bani irosiți aiurea. Sistemul, chiar dacă va funcționa, nu se va întâmpla ca la compania unde am lucrat eu, că vom constata că nimeni nu mai se uită pe alea, știi? Păi e și absurd să stea la de personal, să vadă cât sunt, cum sunt, au venit, n-au venit, e ăla, nu e ăla, câte SMS-uri s-au trimis de sistem, că nu ești conform. Nu, e inutil. Este sigur, nu ești la NASA, nu ești la chestii de alea unde intri cu securizarea FBI și așa, sau camerele de control de la aeroportul sau așa, da, mai departe. Bun, mergem mai departe. La Vratec au fost făcute descoperiri. Vreau să urmărim materialul mai întâi, un reportaj realizat de colega mea, Otilia Parascan, și ne întoarcem, bineînțeles, la comentarii între pur și minus.
La Biserica Nașterii Sfântul Ioan Botezătorul, pentru conservarea monumentului istoric, se impuneau intervenții la fundații, astfel că a fost necesară și o săpătură arheologică preventivă. Cu acest prilej a fost descoperit vechiul cimitir al mănăstirii Văratec. Săpăturile arheologice de la mănăstirea Văratec au permis dezvelirea a peste 70 de morminte care fac parte din primul cimitir al ansamblului monahal. Potrivit arheologilor, cimitirul a funcționat de la finele secolului al XVIII-lea până aproape de sfârșitul secolului al XIX-lea. Cea mai cunoscută mărturie este chiar mormântul Veronicei Micle. Săpăturile au început în primăvara acestui an, iar munca arheologilor de la Complexul Muzeal Național Neamț avea să fie răsplătită pe deplin. Ei au descoperit primul cimitir al secularei mănăstiri din Munții Stânișoare, scoțând la lumină câteva zeci de morminte, lespezi de piatră cu inscripții pe ele și două vechi cruciulițe de lemn, una datată din anul 1831. Obiecte extrem de rare, care au rezistat trecerii timpului. Au mai fost găsite monede, o candelă, dar și vestigii de acum 8.000 de ani, aparținând neoliticului timpuriu, ceramică specifică și unelte din piatră. Dar curiozitatea maximă a strânit altceva, o sticlă sigilată, care în interior are un răvaș, ea fiind descoperită la baza fundației bisericii menționate. Se crede că ea a fost depusă acolo acum aproape 170 de ani, în 1844, când s-a renunțat la vechiul așezământ construit din lemn, fiind ridicat altul din piatră, care are forma inițială și acum. Tradiția orală a mănăstirii amintește de existența primului cimitir la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, o dovadă de necontestat fiind tocmai mormântul Veronicei Micle, care a fost îngropată la mănăstirea Văratic în anul 1889. De altfel, este singurul mormânt aflat în curtea bisericii, una care nu este situată în incinta mănăstirii Văratic, ci în imediat apropierea, ajungându-se la ea prin stânga parcării din fața așezământului la vreo 150 de metri distanță. Trebuie spus că locul unde se odihnește Veronica Micle nu a făcut obiectul actualei cercetări arheologice. Da, domnule Darâmbianu. Da, sigur, știrea este interesantă pentru că, iată, relevă descoperirea unor lucruri foarte de perspectivă pentru cei care vor studia ce s-a întâmplat în ultimile sute de ani acolo. Da. Confirmă faptul că acolo unde a fost înmormântată Veronica Micle. Da, deci, din păcate, marea majoritate a lumii știe că la Văratec a fost îngropată Veronica Micle, ceea ce este cu totul nesemnificativ în raport cu ceea ce înseamnă Văratecul, ceea ce a însemnat Văratecul ca așezare monahală, și iată că sunt aici dovezi foarte interesante, nu mai o să le repetăm, dovezi care au fost descoperite cu ocazia acelor săpături pentru descărcarea arheologică a unui șantier. E un lucru cunoscut că ori de câte ori faci un șantier, pe anumite zone care se știe că sunt sensibile, se fac săpături și înainte de a se face lucrările, se dă acea descărcare arheologică, astfel încât lucrările să poată continua fără riscul de a distruge mărturii foarte importante. Și că am ajuns la punctul ăsta, nu pot să nu amintesc aici un moment trist pentru comunitatea suceveană. Ne-a părăsit arhitectul Viorel Blănaru, cel care a lucrat ani de zile la Direcția Județeană de Cultură și Culte, un profesionist care se ocupa, între altele, și cu această problematică. Exact, și arheologie și numai. A murit înainte de vreme, Dumnezeu să-l odihnească. 69 de ani. A fost un om deosebit, un profesionist, dacă voiai să afli ceva în domeniu, era întotdeauna pregătit să îți spună una și alta, chiar dacă atitudinea lui a intrat de multe ori în conflict cu onor primăria, în primul rând, dar chiar și cu Consiliul Județean, pentru că, na, la politicieni legea și cultura sunt așa, dau cu virgulă. Da. Așa, acum, revenind la chestiunea de aici... Două minute, dacă reușim să sintetizăm. Da, finalizăm sigur, că nu e mult. Deci, s-au găsit o serie întreagă de obiecte și alte artefacte care urmează să fie restaurate, conservate, cercetate în continuare, inclusiv monezi, inclusiv, ceea ce e foarte interesant, acea sticlă care conține înăuntru o mărturie de prin 1830 și ceva. Deci lucruri care cercetate vor putea să umple anumite
locuri goale în istoria locului respectiv. Deci această renovare, această restaurare, consolidare a bisericilor, schimbarea la față și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul de la Mănăstirea Văratec, iată că a condus la o serie întreagă de descoperiri importante, sigur, pentru cine are relevanță această chestiune, dar eu cred că se cuvine să se acorde importanță ei. Mulțumim foarte mult, domnule Danubianu, pentru prezență și lămuriri. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, toate bune!